Urmărire ca în filme în Raionul Criuleni. Un șofer băut nu voia nici de cum să oprească la somațiile polițiștilor. Incidentul a avut loc în data de 10 mai, în jurul orei 20:30 seara, în satul Onițcani. Oamenii legii ar fi observat o mașină care se deplasa haotic pe una din străzi și l-au somat pe șofer să oprească. Acesta însă a accelerat, încercând să scape de urmărire. Imediat, șoferul a fost rugat să iasă din mașină și să prezinte actele. Astfel s-a aflat că bărbatul are 44 de ani și este locuitor al Raionului Criuleni. Sunteți de acord să faceți suflare la aparat, dragi? Nu. Refuzul, eschivarea, duși la dosar penal. Ai, băi, lasă, băi, refuzat? Jele asta, băi, eu ți-am spus că eu, da, am servit, am venit la condus bar, mijloc transport, fă... am venit la bar, am cumpărat un pachet țigări și am venit acasă. Domnul conducător, dumneavoastră, sunteți de acord să faceți suflare la aparatul, dragi? Nu. Când i s-a spus că va fi dus la inspectorat, iar mașina îi va fi evacuată, acesta s-a luat la ceartă cu oamenii legii. Și ăla n-a duc la parcare, n-a să ducă. Eu te mai întreb ultima dată. Sunteți de acord să faci o floare? Tu te pui cu mine în poară? Da, mă pun cu dumneavoastră. Eu vă explic acțiunile mele legale. Prezentați un act de-a dumneavoastră, pașaport tehnic și actul la mijloc transport. Pentru ce? La mine documentele și prezentați numele. Prezentați actul dumneavoastră, buletinul de identitate a dumneavoastră. Pentru ce? Să vă identificăm, dacă nu o să luăm la inspectorat, să vă identificăm. În cele din urmă, șoferul a fost dus la poliție și deja acolo a căzut de acord să treacă aparatul Drager. Rezultatul testului a arătat 0,84 mg pe litru de vapor de alcool. Prin urmare, pe numele șoferului a fost pornit un proces contravențional și urmează să fie sancționat cu amendă de până la 25.000 de lei pentru neîndeplinirea indicației legale date de agentul de circulație de a opri vehiculul. Iar pentru că a urcat băut la volan, șoferul riscă dosar penal.